Trupa Queen a concertat pentru prima oară la București alături de solistul Adam Lambert în fața peste 20.000 de spectatori. Cărora le-au prezentat cele mai cunoscute piese ale formației britanice într-un spectacol de lumini impresionant, presărat cu lacrimi și imagini cu Freddie Mercury. Va exista mereu un singur om, Freddie Mercury, a spus solistul Adam Lambert în aplauzele publicului. Nu sunt Freddie, dar îl iubesc la fel de mult ca voi, a mărturisit cântărețul, iar concertul a continuat cu Don't Stop Me Now și Somebody to Love. Din show-ul care a durat 2 ore, spectatorii au fost nu odată prima voce. Au fredonat toate melodiile alături de membrii grupului, însă Love of My Life a fost piesa de rezistență. Brian May a dat tonul, iar cântecul a aparținut în întregime spectatorilor, fapt care l-a emoționat pe artist până la lacrimi, iar pe ecranul l-a amplasat în spatele scenei și a făcut apariția Freddie Mercury. Formația Queen a fost înființată în 1970 la Londra. Trupa a cunoscut succesul în formula Freddie Mercury, Brian May, John Deacon și Roger Taylor. După moartea lui Freddie pe 24 noiembrie 1991, basistul John Deacon a decis să se retragă din muzică, iar Brian May și Roger Taylor au continuat să cânte solo, dar și sub numele de Queen, cu diferiți soliști. Cu 15 albume de studio, formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001 și a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 2002. 2 ani mai târziu, Queen a fost inclusă în UK Hall of Fame. Albumele formației au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de exemplare în întreaga lume.